Bine ați venit la Techstar Autocross Challenge, un nou episod de data asta cu un nou invitat, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit. Nu o să vă spun cine, înainte să prezint sponsorii care sunt, așa cum știți, Techstar, OMV, Luca Customs, Motul și TCM Tuning, unde puteți face softuri cai, dyno și așa mai departe. Ca să trecem repede peste acest intro, care probabil că deja îl știți pe din afară în atât de multe episoade, îl invit alături de mine pe unicul și inegalabilul, cel mai tare vlogger din lumea vloggerilor. Dacă urmărești acest episod și te gândești că ți-ai dorit și tu un Volkswagen Golf 3 GTI, nimic mai simplu, intră pe www.carvertical.com și verifică acolo mașina ta second hand înainte de achiziție. Nu e nimic rău că o mașină a fost accidentată înainte, dar este foarte important ca noi să știm și să plătim prețul corect. Atâta tot. Mariciu, bineînțeles! Haide mă, vin un anometri. Mamă, ăsta face story-uri, filmează, e cu telefon. Stai mă, că vin, uite-mă, gata, am venit. Vorbește și mașina, băi, extraordinar. Yeah. Băi, bine ai venit. Dar de ce mă l-auzi așa, frate, că după aia mă joacă ăștia? Cine mă ăla, bă, că mă așteam să vină altul? E cel mai tare, feedback-ul negativ e foarte bun. Și tot felul de interacțiuni. Numai să interacționeze lumea, eu știu că e greu și că nu suport și că e, na, și pe mine mă deranjează chestia asta. Ca bancul cu pesimistul și optimistul să fie online. Zi bancul. Nu știi bancul nu. Pesimistul? Nu. De Crăciun primește copilul pesimist cel mai tare cadou ever. Bă, trăinuleți alea. Tot ce și vrea copilul optimist primește o balegă. Vine ăla să întrebă ăsta pesimistul. Ce, cum e? Cum, ce ai primit? Un căcat de jucărie care se strică într-o lună de zile, nici mai există oare la gune. Să zice la ăla optimist. Tu ce ai primit? Un polei. Păi și unde? Nu știu, dar s-a căcat și a plecat. Bun, da, exact așa. Mariciu a venit aici cu mașina din dotare. Nu a știut nici el, cum nici un invitat nu a fost pregătit înainte de ce o să se întâmple aici, de circuit. El nici circuitul nu l-a văzut. Ce conduce, Mariciu? Este o mașină luată în leasing, că n-am un bani să iau cu bani. Așa? Dar nu știu cum să stau. Stai cum vrei tu. Stai, frate, cum vrei. Este o Tesla Model 3 Long Range. Un căcat de mașină, cum ar zice, jumătate dintre utilizatorii de internet și cea mai tare mașină de pe planetă, cum ar zice, cealaltă jumătate de utilizatori de internet. Ok. Din punctul meu de vedere, este cea mai șmecheră mașină pe care am condus-o calitate-preț. În special cea mai șmecheră mașină electrică pe care am condus-o calitate. Păi ți-ai o groază de gadget-uri și asta pe mine mă. Tu ai fost și la turul electric, adică ai condus niște mașini electrice. Nu e chiar așa să zici, bă, Mariciu nu se pricepe la mașină, a condus nimic. Deci ai condus ceva mașini electrice. Poate că Mariciu nu se pricepe la mașină, dar a condus mult. Da. Nu, sunt încântat, frate, că shut up and take my money. Este un gadget pe roți și asta mă încântă foarte tare. E și fan gadget-ul tu. Da, e fan. Faci aplicații, lucruri, pui, faci aia, vorbește, pârâie, mărie. Trage mașini. Ce altă mașină din lumea asta mai imită omul, frate? Asta e una cu omul, știi? Fix personalitatea mea. Ești în comunitatea Tesla? Există? Există, dar nu sunt în comunitate, că probabil mă renegă. Nimeni nu mă place! Înțeleg de oamenii ce. Sunt invidioși și e normal să fie. Ce vroiam să te întreb? Ți-ai luat-o pentru consum? Că am auzit discuții și ale unor oameni care au zis, domnule, mi-a luat tot Tesla asta de 30.000, că s-a scumpit benzina. Să fac economie. Nu. Nu am luat-o pentru consum. Bun. Nu, că oricum aici s-a scumpit kilowattoarele alea. Mă gândesc să pun panouri fotovoltaice pe casă ca să merg moca. Cred că poți să-ți iei și o finanțare pentru treaba asta. Doamne ajută. Da, înțeles. Cred că se poate. Să fie primită. Dar, bă, sincer, am luat-o pentru cât de șmechiere. Adică sunt foarte încântat. Și roșii. Și are și jante și ai pus și eleronul până la urmă. Da, Mariciu face și tuning, Mariciu. Habar n-aveți. Folie pe spate și pe lunetă, ce să mai. Lănțic de aur mai întâi, băie, și... Nu, frate, arată foarte decent mașina, nu mi se pare, dar să zic de mașina noastră, este un Golf așa. 3 GTI, da. Adică așa, modificat de curse cu roll cage, scaune, centuri, suspensie, anvelope speciale de macadam, evacuare, tot ce trebuie, o să simți experiența mașinii de curse, vreau să te bucuri de experiență, nu vreau să mergem să câștigăm, să rupem topurile și așa mai departe. Avantajul când știi că sigur nu câștigi, e că poți să fii relaxat. Mergi relaxat. Și sunt ferm convins că o să ai un timp foarte bun. Hai să ne echipăm și să vezi. Hai să vezi. Hai să, numai hai să vezi. Și se face timpul, se face din pix.
Vino pe partea asta că tu conduci, frate, tu conduci, da? Gata, frate, ești strâns de... Se mișcă cineva? Nu se mișcă nimeni, nu? Da, hai că o lăsă. Stai așa, că dau cu undița. Bă, nu înțeleg, frate, de ce n-aveți casetofon? Un pic de muzică, un pic de lăutaj? Băi, era bună, ne motiva. Apasă pe butonul roșu. Ăsta? Da. Ei, dar ce vrea să fie? Ține apăsat. This is Sparta! La ușa chiar nu te sunt idiot? O închizi de, mă, te învăț eu șmecherii. Da, pe gru că plec de pe locul de maraj, nu? Dai cu antăia. Da. Hai. Și se închide ușa. Mă, dar să... Accelerează un pic. Și după aceea... Ești chiar așa. Fii nebun excentric. Hai, dă-i drumul la ambreiaj. Lasă-l să... Așa, lasă-l liber. Așa. Codul lui Dobrescu. Mai știi codul lui Dobrescu? Cine trebuie? Ține minte codul lui Dobrescu. Are un cod la telefon. Deci că e codul ăla de lansare. Nuclear. Am ajuns și în poze. Care-i codul? Codul! Da, nu, e ok. E gata, okay, știi, nu? Știu, da. Bă, aici nebun, geam automat. Păi ce facem aici? Gata. Let's go. Auzi, poți să tragi un cadru? Și v-am pupat, mă, portoveni! Hai, că am băgat în viteză. Gata! Tot ce dai cu mine? Nu, bagi în mașarier. Ascultă-mă. A, doar așa. Atât. Nu trebuie să fii agitat. Trebuie să fii calm. Calm. V-am pupat! Ăla, Crispy Strips, ăla când mă așteaptă? Băi, după, imediat. După ce terminăm asta, imediat, știi cum trec cele 4 minute instant? Și... o frână... frumos a intrat pe ziua. Și jolane mici, bă, pe astea nu le vezi. Da, l-ai pus intenționat aici, ca să mă fentezi. O pornim cum vrei, din buton, din cheie, din ce vrei tu. Nu, no, da. Să-ți ia, păi eu știu că tu ești obișnuit cu tehnologia asta nouă. Aia e a întâia. Și eu cum am băgat în marșarele? Apeși și vezi, m-am agitat. Știi, ai aici un opritor. Da, m-am agitat, da, care... acum e a întâia. De asta zic, trebuie totul calm că se rezolvă toată treaba. Bun, ești pregătit? Da. Băi, sigur? Nu știu, nu am idee. Cine dragă cu-i pregătit, mă? 5, 4, 3, 2, 1, start! Am dat drumul la cronometru și dăm drumul și la întrebări. Dacă și Mauritius e persoană publică, întreabă cineva. Păi a fost, fratele meu, că a fost întotdeauna împăratul omul ăla. Da? Okay. Da, a fost împărat, mi se pare, Mauritius. Pe ce loc este viv în sufletul tău? E undeva pe locul 3? Locul 3? 3-4, pe acolo, după 3-4. Ce cu Malacu și nu mai știu cine acum, că sunt foarte concentrat aici, după cum nu se observă. Hai de cap. Bun. De câte șaturi de Jack Honey este nevoie să auzi albinele? Depinde de câte chile ai! Depinde de câte chile ai! Nu atins să cred că în momentul de față, după 10, așa. Deci după vreo 10 șaturi... Da, dar băute corespunzător! Ce rece! Înseamnă? De la rece? Congelator! Ok. Știi cum e? Rece ca sufletul fostei! Ok. Deci 10 șaturi în funcție de kilograme, adică... câte kilograme ai tu? Da. Da? Dacă ești mai micuț, știi cum e? Mai circulă alcoolul mai repede. Da, ajunge, da, da, se lovește. Ajunge la creier alcoolul mai repede. Cineva te întreabă dacă vii cu Tesla. Ai venit cu Tesla, deci n-avem ce să mai răspundem. Și cineva te încurajează să-i dai să zacă. Îi dau, fratele meu! Sunt nebun! Și acolo vezi, ce ultimul loc. Bă, frate, eu sunt fer convins că nu o să fie ultimul loc. Dar rămâne de văzut. Nu trebuia să-mi pun ochelari ăștia. Te jenează? Lasă-i, frate! Blane! Cum a învățat domn șofer de la școala de șoferi. Ai văzut iarba ce înseamnă? Ai simțit-o în volan? Că ai intrat pe iar? Nu e vorba de frânat, e vorba că roata... A, iarba de pe margine! Iarba de pe margine, da. Da. Te întreabă cineva cât a costat croaziera cu vaporul. Moca a fost pișcotare, prima oară că mă invită și pe mine cineva în așa ceva. Okay. Toată viața mi-am dorit și uite că s-a întâmplat. Okay. Recuperăm din Bali, din Bali și din Maldive, unde am falimentat misteria clanului. Întrebarea oamenilor era că, vezi, Doamne, nu cum ai fost tu acolo, dacă ai plătit sau n-ai plătit, și cât ar costa o experiență de genul ăsta? Bă, sincer, nu știu, dar urmează okay. să aflu, pentru că interes pe oameni, pentru că vreau să fac un clip despre asta. Ok. Cel mai probabil,
Vreau 3000 de euro, să zicem. O săptămână. Cu tot pachetul de băuturi. Cred, asta e o estimare, așa, ochiometric. Ok, asta crezi tu. Cred eu, da. Ok. Cât a costat excursia în Bali? Bă, nu mai știu, că n-am numărat, frate. Okay. Încă, așa n-am numărat. Dar a fost, așa fost, cred că a fost cam ca aia din Maldive, numai că aici am stat... Aici am stat 27 de zile sau ceva de genul, cu tot cu Turcia, că eu am pus și Turcia. Da? Cam am rămas în... Ăsta e ultimul tur, da? Că am rămas în Turcia cu probleme, că n-am avut copilul pe CRU. Ok. Deci cât am stat 27 de zile acolo, am stat 10 în Maldive. Câte canale de YouTube ai? Bă, dar acum mai știe, frate. Dar acum știam, exagerat. Cred că mai închid din ele, că vine impozitul mult, băiatele meu, vine impozitul pe canal. Plătești impozit pe canal? Da, pe tine, băiatele Anafu și ne... Pulește... Te apuci de vlog de turist? Bă, eu să știi că am călătorit mult de-a lungul vieții mele, okay, tumultoase și... Dacă te examine pe canalul principal, o să vezi că am călătorit foarte, foarte mult de-a lungul timpului. Da? Și am multe vlog-uri de travel. Problema a fost pandemia. Deci, care te-a corect este, mă reapuc de travel. Deci se reapucă de travel, Mariciu, atenție la el, că acum terminăm. Trecem la finish aici. Trecem la finish. Nu, mergi mai departe că să răcim mașina. Să dau fum în spate, uite ce am făcut. Să deschizi geamul. Așa? Să ne erisim. Pe care vei, pe ăla. Bine, doar ăsta merge. Ăla nu mai se deschide? Gata, e suficient. Alte întrebări. Nu mai avem întrebări, te întreb cum ți s-a părut experiența. Bă, fratele meu, a fost foarte tare din două motive. Te rog. Unu, n-am mai făcut asta vreodată. Ok. Și doi, mi-a plăcut mixul cu întrebările. Pentru că și așa trece genul ăsta de experiență, trece foarte repede. Da. Dar dacă mai mă ții și de vorbă, aia a fost. Adică, sincer, nu vreau banii înapoi. Adică, se pare că m-am dat prea. Așa te-am momit, deci ca să știți, dacă vreți să-l aduceți pe Mariciu undeva, îi spuneți că e grătar acolo, avem mici, avem... Are fake advertising, frate. Da, și l-am păcălit, dar am să mă revanșez cu un grătar fantastic tot aici și o să putem să ne dăm atunci fără întrebări, fără stres, fără camere, fără nimic, să ne bucurăm în totalitate de experiența. Clar. Bă, cum a fost tare. Păi mă bucur și ți-am zis, o să mai facem, adică o să mai facem, o să... Vreau să mergem și la off-road, să trăiți experiența și cu mașinile de off-road, pentru că sunt niște senzații foarte mișto acolo, când urci, când cobori, când se întâi în mașina, zici că se răstoarnă, nu știu. Mai că niște noi facem și noi de asta, venim cu voi. Bineînțeles. Cu autorulotele astea. Da. Ieșim pe aici, mergem acolo, parcăm direct cu botul așa, în Tesla, în Tesla lângă, că mașina asta n-are RCA. Eu uite, Sentry Mode s-a activat, mi-a dat flash-uri. Ți-a dat flash-uri? Da, zis, l-a luat acum pe Dobrescu când s-a plecat. Ce i-a filmat corul de instalator. Hai, vino micuțule, că e greu, ai comunicare, ai, dă-te jos. Stai așa, să facem altfel, fii atent. Ești puțin transpirat? Împinge-te în spate. A fost o zi intensă. Mamă, mă duc acum la obor, fac 60 de mici și de bine la cap. 60 de mici bagi? 60 de mici. E bine. E bine? Știi care faza? Că dacă conducea el, probabil că acum pupa în pământul, știi? Nu, mă, frate. Dar așa că am condus eu, m-am dus până la mega, ești nebun? Să că ne zice să... Ce să facem? Să ne dăm mai în stâng? Și care ce mișto? Că făceai așa, știi? Că dacă făceai cu la mijlocii, eu erau... Ce faci, mă? Ce ne dai? Deci ți-a plăcut, a fost tare. Ți-am zis, vreau să mai facem, să mai mergem, să mai mergeți și cu alte mașini și în alte, poate mergem și pe asfalt, la un moment dat cu o mașină pe circuit. Asfalt Ango, bă, mi-a plăcut maxim. E mișto și pe asfalt. Felicitări pentru inițiativă, mulțumim sponsorilor Techstar, mulțumim frumos! Fără frânele tale, nu știu unde eram. Hai la mici. Mergem la mici? Da. Hai. Pe bune? Da, mă, la obor, hai. Nu glumesc. Nu ține, bă, că-i ziua mea!